Vești bune pentru cei care au depus proiecte anul trecut aferente măsurii 6.3, dezvoltarea fermelor mici. Solicitanții urmează să își primească banii până la finele anului în curs, fiind aprobați pentru plată toți cei care au solicitat fondurile nerambursabile. Având în vedere punctajul ușor de atins și rapiditatea finanțării proiectelor, o parte dintre fermieri au semnat deja contractele de susținere financiară în valoare de 15.000 de euro pentru fiecare aplicant. În ceea ce privește solicit citările depuse la afir în cursul acestui an de către potențialii beneficiari, aceștia sunt nevoiți să mai aștepte pentru a afla dacă vor primi banii, fondurile disponibile pentru anul în curs, epuizându-se la scurt timp după deschiderea sesiunii de finanțare. Proiectele depuse vizează investiții în sere cu legume, ferme vegetale sau agricole, iar data la care beneficiarii selectați pentru finanțare vor primi banii urmează să fie cunoscută după publicarea rapoartelor de selecție.